Apa de mare a ajuns în bazinele mamiferelor marine de la complexul Muzeal de Științe ale Naturii din Constanța. În conformitate cu prevederile normelor de bunăstare a mamiferelor marine în captivitate, utilizarea apei marine este benefică pentru sănătatea animalelor. Utilizarea apei de mare în bazine aduce și o mulțime de avantaje. Bazinele sunt umplute mai rapid, cheltuielile cauzate de achiziționarea de sare marină sunt reduse cu 50% și, de asemenea, sunt reduse cheltuielile cu apa furnizată de raja, apă folosită în completarea apei de foraj în vechiul sistem de umplere a bazinelor, reparația întregului sistem abandonat și repunerea lui în funcțiune a necesitat costuri în valoare de aproximativ 30.000 de lei.